Un nou studiu arată că bărbații căsătoriți au inima mai sănătoasă. Celibatarii, în schimb, au un risc de două ori mai mare să sufere de insuficiență cardiacă decât cei căsătoriți. Rezultatele studiului, în schimb, nu au fost aceleași în privința femeilor. O căsnicie fericită este cu adevărat cheia unei vieți mai lungi și mai sănătoase, potrivit unui studiu american. Cercetătorii au descoperit că celibatarii au un risc de două ori mai mare de a muri din cauza insuficienței cardiace în termen de 5 ani de la diagnosticare, decât bărbații căsătoriți. Acest lucru s-ar putea datora faptului că e mai puțin probabil ca celibatarii să aibă pe altcineva care să le monitorizeze sănătatea. Cu toate acestea, același efect protector pare să se aplice și bărbaților care erau văduvi, divorțați sau separați. Constatările bazate pe o analiză a peste 6.800 de adulți americani se adaugă la numărul tot mai mare de dovezi care evidențiază beneficiile neașteptate pentru sănătatea ale căsătoriei, inclusiv riscul redus de demență și de diabet tip 2. Academicienii de la Universitatea din Colorado au preluat date dintr-un studiu existent care a implicat adulți cu vârsta de 45 de ani și peste. Au fost apoi comparate înregistrările a 94 de voluntari care fuseseră diagnosticați din punct de vedere medical cu insuficiență cardiacă. Acest lucru le-a permis experților să vadă cât timp au supraviețuit în medie pacienții din diferite grupuri. Participanții la studiu au fost urmăriți timp de aproximativ 5 ani. Celibatarii au avut un risc de aproximativ 2 ori mai mare să moară în termen de 5 ani de la diagnosticare. Față de bărbații căsătoriți au arătat rezultatele. Cu toate acestea, în cazul femeilor nu a existat nicio legătură între statutul marital și riscul de deces din cauza insuficienței cardiace. Tratamentul pentru insuficiența cardiacă are ca scop de obicei să controleze simptomele cât mai mult timp posibil și să încetinească evoluția afecțiunii. În mod normal, acesta va fi necesar pe viață. Modul în care sunteți tratat va depinde de cauza insuficienței cardiace, relatează adevărul.ro.